Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a legendei teatrului și filmului românesc, Constantin Codrescu. Vestea a fost anunțată de fiica sa pe pagina personală de Facebook, iar ulterior a fost confirmată de Ministerul Culturii. Omagii au sosit din întreaga scenă artistică românească, mulți dintre ei exprimându-și profunda tristețe pentru pierderea unui actor atât de talentat și iubit. Florin Piersic, un alt actor român, a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, spunând: "Am fost foarte afectat. Acum, târziu în noapte, sau prea devreme în acest trist început de zi, am aflat cu mare durere de plecarea ta, dragul meu artist de excepție, Puiu Codrescu. M-am bucurat de prietenia noastră până în ultima zi a vieții tale și mi-e greu să cred că te-am pierdut." Și Ministerul Culturii a transmis un comunicat pe pagina oficială de Facebook, în care își exprimă condoleanțele și aduce un omagiu pentru lunga și iluzionată cariera lui Codrescu. S-a stins din viață una dintre vocile puternice și extrem de calde ale scenei românești, Constantin Codrescu. Actor, regizor, scenograf și profesor, s-a remarcat încă din tinerețe prin talentul său și ne-a făcut să-l iubim cu fiecare apariție, fie că a fost pe scenă, în film, la radio sau la clasă. Actor de mare profunzime, a avut o carieră prolifică în teatru și film, creând roluri remarcabile pe scenele Teatrului Național București, Teatrului Notara și Teatrului Mic. Codrescu s-a născut la 5 septembrie 1931 la Huș, județul Vaslui, și a absolvit Institutul de Teatru din București în 1951. Încă de atunci, a fost clar că va deveni unul dintre cei mai talentați actori ai generației sale. De-a lungul carierei sale, a lucrat ca scenarist, actor, regizor, scenograf și profesor. Între 1976 și 1989, a predat actoria la Institutul de Teatru din Târgu Mureș, iar după 1989 a fost profesor la Universitatea Ecologică din București și la Universitatea Spiru Haret. De asemenea, a lucrat la IATC București. Printre cele mai memorabile roluri ale lui Codrescu se numără cele din filmul La moara cu noroc și Hamlet de Shakespeare, pe care l-a interpretat într-o versiune radiofonică la Radio România. A obținut mai multe premii importante pentru activitatea sa, inclusiv Ordinul Meritul Cultural, pentru merite deosebite în domeniul artei, în 1967. Anul acesta, Codrescu a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României, în grad de cavaler, acordat de președintele României la propunerea Ministerului Culturii. Ministrul Culturii a împărtășit că partea cea mai frumoasă a postului temporar pe care îl ocup este reprezentată de întâlnirile minunate pe care mi le oferă. Astăzi, am avut imensa bucurie de a fi alături de unul dintre prea puținii giganți ai României care au mai rămas. Constantin Codrescu, la 90 de ani și un pic de viață, după mai bine de 70 de ani de carieră, ne-a primit cu multă căldură în modesta sa casă. Motivul întâlnirii, unul de mare emoție, a fost acela de a-i înmâna Ordinul Național Steaua României, în grad de cavaler, acordat de președintele României la propunerea Ministerului Culturii. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Constantin Codrescu va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră ca unul dintre cei mai talentați și iubiți actori români, iar moștenirea sa va dăinui prin activitatea sa în industria teatrală și cinematografică. Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii săi în aceste momente dificile.